În ceea ce privește ordonanța de urgență a Guvernului numărul 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, termenul de declarare a nașterii s-a modificat de la 15 la 30 de zile pentru copilul născut viu, anunță Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Mureș. În vederea înregistrării nașterii, obligația în principal să facă declararea nașterii părinții, iar în cazul în care aceștia nu pot face, obligația revine medicului, asistentului social din unitatea sanitară sau oricăror alte persoane care au luat la cunoștință despre naștere. Noutatea adusă de acest act normativ este faptul că înregistrarea tardivă a nașterii s-a dat în competența primarului. În situația în care nașterea se înregistrează după trecerea termenului de 30 de zile, se impune efectuarea demersului obținerii de către unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia a avut loc nașterea, avizului conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, iar nașterea se înregistrează cu aprobarea primarului, astfel că dosarele nu mai ajung la instanțele judecătorești. Documentele necesare înregistrării nașterii declarate în 30 de zile sunt certificatul medical constatator al nașterii, actele de identitate ale mamei, tatălui declarantului, certificatul de căsătorie al părinților după caz.